Aflată în București pentru a pregăti turneul de la Wimbledon, jucătoarea de tenis Ana Bogdan a fost invitată la mijlocul acestei săptămâni să-i premieze pe micii campioni de la naționalele de scrimă găzduite de Sala Floreasca din București. Cum a trecut stelista Ana Bogdan peste o primă jumătate de an dificilă, cum a ajuns să joace 3 semifinale WTA la dublu și care sunt planurile sale pentru ultima parte a sezonului, aflați din interviul exclusiv realizat de Steaua TV. Eu să te afli în mijlocul atâtor copii la un sport care e total diferit față de ceea ce faci tu. Până acum am avut ocazia să urmăresc acest sport, scrima. Nu știu nici măcar regulile acestui sport, însă le voi învăța. Ai fi tentată să încerci ca și la nivel de amator acest sport? Întotdeauna mi-a plăcut să încerc sporturi noi și întotdeauna m-a atras sportul. Cu siguranță m-a face plăcere să încerc. Cum a fost prima parte a anului pentru tine? Prima parte a acestui an a fost destul de dificilă. Am trecut în perioada de iarnă prin mai multe încercări. Din fericire am trecut peste ele, sunt din nou pe drumul cel bun acum și încerc cumva să uit ce a fost la început de an. Mă antrenez mult mai bine, mult mai intens. Acum sunt sănătoasă, clar am o echipă în jurul meu de care mi-e foarte drag și cu care lucrez foarte bine acum. Ai făcut totuși o finală ITF în Franța. Ce a reprezentat pentru tine acest lucru? După o perioadă dificilă să faci un rezultat este clar un lucru pozitiv, îți dă un avânt, te face să vezi că tot ceea ce ai lucrat tu până în acel moment a început să dea roade. Chiar dacă a fost un turneu mai mic, au fost meciuri la fel de intense, la fel de dificile, fiecare meci în parte este greu și trebuie să dai totul. Ești acolo ca să dai totul. La dublu ai avut o primă jumătate de an mai bună. Ai făcut 3 semifinale, Bolt, Rabat și Monterrey. A venit pe neașteptate, sincer să fiu. Eu nu prea jucam dublu înainte. Obișnuiam să joc la juniori. Chiar la fiecare turneu aproape jucam dublu și îmi plăcea tare mult, însă la senior n-am mai pus accent pe dublu, ci mai mult pe partea de simplu. Cum am început la Monterrey, neprogramat, total neprogramat, a venit Gabi Ruse la mine și m-a întrebat, hai, nu vrei să jucăm împreună? Eu eram un pic în dubiu, așa, nu îmi doream foarte mult să joc și a atras de mine și m-a ridicat, mi-a ridicat moralul atunci. Țin minte că chiar e de râs, adică în primul meci am fost conduse 6-0, 3-0. Nu aveam absolut nicio șansă să câștigăm de la scorul ăla. Ne-am relaxat, ne-am destins, am jucat mult mai bine și am câștigat. Și așa, de acolo s-au legat toate. Ai fost în echipa de Fed Cup a României în ultimele meciuri din acest sezon. Cum s-a văzut din mijlocul echipei parcursul vostru? A luat parte în echipa de Fed Cup a României a fost, este în continuare, un vis pe care l-am îndeplinit, însă mi-aș dori foarte mult să joc și să fiu acolo pe teren, să lupt pentru România. Țin minte în Cehia că eram atât de unite, luptam una pentru cealaltă pur și simplu și ne ajutam una pe cealaltă, eram o adevărată echipă și s-a văzut acest lucru. Am câștigat, ne-am bucurat enorm. Țin minte că a fost o bucurie imensă și un rezultat excepțional pentru noi. Iar despre întâlnirea cu Franța, vă dați seama, eu eram atunci la Istanbul, țin minte că urmăream pe internet meciurile fetelor și am stat cu sufletul la gură, efectiv. Mi-a părut extrem de rău pentru rezultat. Au fost foarte aproape și s-a văzut că au luptat cu inima, au luptat cu sufletul, au dat tot ce au avut ele, toată energia, și-au dat viața pe teren, pur și simplu. S-a văzut acest lucru și pentru asta ar trebui să fim mândri. Poate România să câștige Fed Cup în anii imediat următori? Echipa este solidă, este puternică, am demonstrat că putem să câștigăm în fața numărului 1. Eu cred că pe viitor vom avea șanse din nou să triumfăm. Vei fi pe tabloul principal la BRD Bucharest Open. E o motivație suplimentară pentru tine? Am avut momente anul trecut, după ce am pierdut în primul tur acel meci dramatic de 3 ore și 45 de minute, noaptea la ora 1. Mi-a rămas în minte exact acel moment în care oamenii pur și simplu mă aplaudau, mă încurajau non-stop. Mi-au dat atâta energie și atâta putere.
Eu făcusem crampe la picioare la începutul setului 2 și credeam că nu o să pot duce meciul până la capăt. Însă am luptat și am luptat cu sufletul și datorită lor pot să spun că am reușit să-l duc până la capăt. A fost extraordinar. Atmosfera aceea chiar nu o să uit niciodată și sper ca și anul acesta să fie la fel, doar rezultatul să fie diferit. Urmează sezonul pe iarbă. Ce așteptări ai? Ce-ți propui? Poți să fii pregătit 100% și să mergi la un turneu și să te accidentezi sau să se întâmple orice și atunci este mai bine să nu ai așteptări. Vreau să merg acolo, m-am pregătit perioada asta foarte bine, am făcut recuperare foarte bună și merg acolo pur și simplu să joc, să mă bucur de fiecare meci. Fiecare an când m-am dus și am jucat la Wimbledon mi-a plăcut. La fel și anul acesta, voi juca calificări și sper să reușesc să merg cât mai departe.